Asta este o întăritură de duraluminiu. E foarte ușoară, dar e și foarte tare și foarte rezistentă în același timp. De ce a fost ea adăugată pe trotinete? Mă bucur că mă întrebați. Pentru că există așa numitele trotinete din seria 0 sau Quickvolt, care au apărut în foarte multe exemplare pe net rupte de aici, din șuruburile astea. De ce s-a întâmplat asta? Pentru că neavând această întăritură aici, șuruburile acestea erau fixate direct în placa asta de 2 mm, care vă dați seama că în timp se toacă, indiferent cât de încet ai merge sau cât de mult ai cântări. Asta se toacă, s-au tocat filetele, au ieșit șuruburile din placă, rupând filetul acolo, adică au ieșit cu totul. Unii au chemat trotinetele în service ca să remedieze această problemă. Cum au remediat această problemă? Au adăugat înapoi șuruburile și au adăugat niște piulițe peste șuruburi. Ce s-a întâmplat după aia? Placa s-a rupt cu totul. S-a rupt de aici cu totul. Cu șuruburi și cu piulițe s-a tras în afară cu totul, pentru că asta e o placă foarte subțire. De asta nu este o idee bună să punem direct șuruburile și piulițele în ea, pentru că se întâmplă ce s-a întâmplat deja și oamenii și-au riscat viața mergând cu aceste trotinete. Întăritura asta a fost adăugată aici, tocmai pentru a preveni astfel de accidente și a fost gândită în așa fel încât să țină șuruburile atât pe partea de sus, cât și pe partea de jos, pe aici. Deci, practic, a transferat efortul care se depune în această în toată partea asta de aici și pe partea de sus și pe partea de jos. Efortul a fost împărțit în două părți. Păi, mă rog, sunt aici 4 șuruburi și aici 4 șuruburi în mai multe puncte, astfel neavând cum să se rupă partea asta. E imposibil să rupi asta decât dacă o calci cu trenul, să rupi toată partea asta împreună. Pe când placa asta de sus se poate rupe foarte ușor. Deci asta este bucata, pentru asta a fost adăugată, ăsta e rolul ei. Ăsta este motivul pentru care eu zic despre anumite trotinete că nu merită cumpărate și nu merită probate, nu merită nici măcar să pun piciorul pe ea. Mie mi-e frică să pun piciorul pe anumite trotinete după câte modele am testat. Sunt unele care sunt atât de... au fost făcute pe repede înainte, nu știu cum să zic, au fost făcute ca să fie vândute. N-au fost gândite înainte. Asta este problema mea. De asta spun eu că modelul XYZ nu este fiabil. Pentru mine siguranța primează și atunci pe mine nu mă interesează cine vinde o trotinetă sau alta. Nu mă gândesc la asta, nu-mi bat capul cu... nu mă interesează de nicio culoare. Eu vreau să merg în siguranță pe o trotinetă și vreau ca oamenii care mă urmăresc, adică voi, unii dintre voi mă susțineți și financiar, vreau să mergeți în siguranță, să știți ce faceți și să aveți grijă de sănătatea voastră, de mâinile, picioarele voastre și cap. Eu nu am timp și nu am un motiv anume să zic de rău despre o trotinetă dacă acea trotinetă este fiabilă, este bine gândită și se poate merge în siguranță pe ea. Ăsta e singurul motiv pentru care eu aș spune ceva rău despre o trotinetă. În rest, toată lumea să-și vadă de magazinele lor, pe mine nu mă interesează cine ce vinde. Vreau să elimin această polemică care tot apare. Ba pe un grup, ba pe altul, ba de la unul, ba de la alt. Bine, că sunt doi oameni care postează despre mine, dar mă rog, sunt unii care poate îi cred pe cuvânt. Ei, vreau să elimin această neînțelegere. Toată lumea este liberă să-și dea banii pe ce trotinetă vrea și pe ce aspiratoare vrea și sunt banii voștri, voi dați pe ce vreți. Scopul meu este să fac review-uri, să văd chestii, să eu învăț făcând ce fac. Cine nu înțelege și are prea mult timp liber, stă și comentează despre mine pe internet.